salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou vlog. Este primul vlog din circuitul Annapurna Basecamp, sau de fapt așa ar trebui să fie, sper să ajungem, sper să fie tot în regulă. Sunt în autobuz, fratele mai mic, și acum plecăm din Pocara către Naia Pool, de unde începem nebunia. Și oficial, mamă, ce părăm în cap. Oficial suntem în Naia Pool. Am plecat spre Gandruk, prima noastră oprire, prima zi de mers. Cred că vor fi undeva la 5-6 ore. Hai, nu vă încăierați aici. Așa, și acum nu știu exact dacă e bine direcția în care mă îndrept, dar sper că e. Hai să vă arăt un pic. Mi-s cu câine ăștia după mine. Teoretic drumul spre Gandruk merge pe aici, o bună bucată din el se va împărți cu... uite, văd niște băieți acolo. Ia stați așa să ne dai o zoom la joc, se văd niște băieți acolo care merg și ei, cred că tot în direcția asta. Bine ați venit la... Asta e episodul 1, să zicem, în această aventură care nu știu cât va dura. Și când zic, nu știu cât va dura, se va întinde pe zile astăzi, adică nu știu câte zile va dura, dar hai să vedem. Începem cu Doticola Bale Bridge, care are 30 de metri și traversează un râu micuț. De specificat că poți merge cu jeep sau cu autobuz până mai aproape de Gandruk. Eu am preferat să iau traseul de unde începe el, teoretic, cu ghilimele de rigoare, oficial, cel mai lung, să zicem. Și... Namaste! What? What do you say? No, no! Deja au început oamenii, give me money, give me 100, give me, give me. Nu, deci asta e o chestie pe care nu încurajez. Știu că oamenii nu au neapărat posibilități, așa că mai bine, nu știu, dacă dați, dați-l părinților sau dacă vreți să le luați ceva copiilor, dați-le niște dulciuri. Dar chestia asta cu datul banilor așa la oameni nu mi se pare ok, să scrie praf. Pentru că îi dau eu și apoi se obișnuiește că îi mai dă unul, îi dau alții și apoi totul devine comod. Așa că nu știu, dacă îi dai o bomboană, o prăjitură, o ceva, de momentul ăsta eu n-am, eu am doar rucsacul ăsta cu mine. Așa am plecat, nu știu câte kilograme are. Dar vedem cum o să ne descurcăm pe parcurs. Gata, deci Naia Pool, starting point, end point of the day, Gandruk ar trebui să fie. Și avem și primul indicator, țin cu primul sătut, Biretani, un kilometru sau 10, nu știu dacă e 1 sau 10, vedem, dar cred că e 1. Undeva mai sus pe aici, a trebuit să fie. Deci muntele ăsta, în afară de bananiere ăștia, dar cu râul ăsta și peisajul ăsta încolo, efectiv îmi aduce aminte de România. Ziceți voi că nu seamănă și munții în partea aia. Poate noi că avem, nu știu, altfel de păduri, da? Cred că avem și noi ceva similar oricum. Nu știu dacă auziți râul, e aici o mică formată de pietre sau de un papă foarte mișto. Și nu cu mult mai în față de unde v-am arătat mai devreme, am găsit o comunitate de creștini, nu știu dacă vedeți că scrie acolo cu Jesus și scruci. Că e un lucru foarte rar. În Nepal n-am văzut până acum așa ceva. Și trebuie să stai în munți aici undeva. Și se văd și munții undeva acolo, în munt, fix la muntele ăla, teoretic, trebuie să ajungem. Și noi. Și aici văd că e o bancă, probabil ultima sau una din ultimele bănci. Nu știu dacă are ATM, ATM-urile recomandă să scoți din Pocara tot ce ai nevoie. Sunt în Biretani acum. Am intrat în parcul național Annapurna și bănuiesc că aici este undeva un
birou unde trebuie să-mi verifice permisul de trekking. Cam asta e. Nu știu să vă zic câți bani să vă luați la voi. Eu mi-am luat 24-25 de mii de rupii nepalezi. Asta înseamnă că undeva la puțin peste 1000 de lei sau pe acolo. M-am gândit că e ok pentru câteva zile. Asta ar trebui cazare și 3 mese pe zi pe aici. Dar cred că asta e limita superioară, maximul pe care îl recomandă lumea ar fi de, nu știu, 25, maxim 30 de dolari pe zi, nu ar trebui să ai nevoie. Și asta, oricum, cu cât urci în altitudine, cu atât va fi mai scump totul. Și mâncarea, și cazarea, și curentul. Podul, mamă, dar asta e mâncat de rugină, uitați-vă cum e. În fine, sper că e safe. O să încerc să merg unde e prins, cu șuruburile alea, că pe acolo e brida de structură. Hop, mamă, da, se cam mișcă asta. Este râul dinainte. Acolo văd că au făcut și un baraj. Și aici, uite, în aproape, se Checkpost Information Center. Ok, e fix aici în stânga, cum bănuiam. Ce faci, cuțulache? Deci aici, teoretic, este verificat permisul. Hai să vedem ce se întâmplă. Asta e. Așteptăm aici să verificăm dacă e ok. You need my passport? No. Okay. No guide? No. On the Puma base camp, you have to name? Base camp, yes. Is there another checkpoint for this? I have to keep it, right? Yeah. Okay. In Gandruk or? Chumrong. Okay, in Chumrong. Okay, thank you. That side, right? Yeah. Thank you, have a good day. Gata, mi-a pus două ștampile și data când am intrat și a notat și într-un carnețel data când am intrat, probabil în cazul în care te pierzi sau nu mai dă lumea de tine, să știe măcar unde a fost ultimul checkpoint pe care l-ai făcut. Ia vedeți ce am găsit aici. Ah. Gandruk 5 km. Bine, sunt de urcat, nu e așa ușor. Partea nașpa e că mai și cobor după ce urci și simți așa că ai anulat tot efortul și caloriile pe care le-ai ars. Ah, da, asta e. Ah. Cam viață, tată. Și cu ups și cu downs. Nu sindrom. Glumă proastă, scuze. Nu știu dacă se văd casele alea că bate soarele. Zice că sunt foarte simpatici acolo pe în orezăriile alea. Minunat. I feel like the real MVP. I feel like I should give a speech. I feel like I deserve a ring. I feel like the highlight if you know what I mean. I can wear my pride on my sleeve. I can do things you only dream. Comes off cocky. I'm just feeling myself. I'm just feeling myself. Don't know if you could tell, but I'm just feeling myself. Mini cascada asta. Wow. Ah. Și îmi place de mor, nu știu. Cum țin steguletele astea. Ah. Care v-am mai zis și în alte vloguri din de aici din Nepal, că înseamnă fiecare culoare reprezintă ceva. Ah. Minunat. Și aici probabil o cafenea ceva. Ah. Una dintre puținele pe care le mai găsesc, că încă suntem destul de jos. Ah. Not the fort, okay.
Nu scria mai în spate Gandru 5 km? Pentru că îi scrie 14. De ce nu e așa? De ce nu e așa, băieți? De ce nu e așa, băga? Mamă, și-am zis, mamă, hai că am făcut cam un kilometru. Zic, e tare rău, dar tot nu mai am așa mult. Hai de capul și de zilele mele. Am ajuns la Chimrong. Aici sunt eu. Ok. Și am două variante. Hai să vă arăt. Zice aici că way to Gandruk, Tamu, Hidden Lake, way to Gandruk, short, nice, peace and quiet. Dar este așa. Și mai am calea asta pe care oricum o merg. Și văd aici că noi suntem așa. Am început de aici, de la starting point, Naya Pool, am trecut de Biretanii, deci de la 1070 am coborât la 1000 așa. Acum sunt în Chimrong. Aici sunt, exact aici, la intersecția asta, care o vedeți, de fapt nu e aici, e aici. Cred. Da, asta cotită. Deci, teoretic... Namaste! Și acum trebuie să mă hotărăsc dacă merg așa sau merg așa. Duma este în felul următor. Deci avem așa, Chimrong către Tamu Village. Unde e aici? Chimrong, Tamu. Zic ei 30 de minute, de la 1130 la 1350. Ok. Și apoi Tamu... Dar nu vreau un colo în sus. Vreau un colo. Tamru Tikyang. Tamu nu mai apare aici, sau nu mai văd exact. Așa, după hartă, dacă asta e de 30 de minute, ar fi tot 30 aia, dar nu e, nu e real, n-are cum. Pentru că am și o hartă, asta e desenată, eu știu cât de aproape de realitate e. Deci, noi suntem acum, am început din Naya Pool, am ajuns în Biretanii, am mers pe aici până în Chimrong sau Chimrong ăsta. Și aici zice că drumul se împarte în două, într-adevăr văd și aici la fel o bifurcație, dar zice că aici merg spre Siuli Bajar, Mahuja, aici aici Mahuja, Mahoria, nu văd aceleași Tamu Village. Nu văd aceleași nume. Nu văd aceleași denumiri ca pe traseu de pe hartă. Așa că cred că nu se iau pe aici pentru că e riscant. Nu înțeleg exact. Harta asta nu știu cât de safe care e afișată aici. Asta e o hartă actualizată de anul trecut. Deci ar fi trebuit poate să aibă, poate e pe aici, habar n-am, nu știu. N-aș risca în momentul ăsta, mai ales că și la început. Dar... O să țin drumul ăsta până unde merg autobuzele și astea, până în Kimchi, aici. Și pe aia din Kimchi iar e de trecuit o grămadă până în Gandruk. Deci am mers atât. Da? Am mers atât. Și mai avem atât. Dar vedeți cum e drum. Gata. Deci, din păcate las drumul ăsta, deci mi se părea interesant, dar dacă nu-l găsesc pe hartă, nu știu ce să zic, sunt și niște numere de telefon, dar pierd timp. Așa că o să iau pe drumul clasic. Și by the way, uitați că îi spală la astea locale, vedeți, sunt niște robinete ăștia care vin din munte și nu au un curte fiecare. Ăsta curge, mai departe se duce pe țevile astea și spre satele de jos. Și am văzut-o pe fata asta că a venit de aici, din casă de undeva, cu vasele și le spală aici, la marginea drumului și apoi se duc înapoi, deci nu au... Și uitați câte lemne acolo pentru foc. Și gata, sau că am stricat drumul, nu mai e drum asfaltat. Nu mai drumuri, dar astea partea n-aș putea că o să mă umplu de praf de la ăștia. Ah. Ia uitați ce am găsit aici. Namaste. Și o să umblu, 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 teleleu, umblu, 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 teleleleu. Schizo, schizo, umblu, teleleu, cred că se numea melodia asta. Respect, schizo. Am urmat sfatul. Eu nu mai știu dacă v-am explicat vouă că aici se poate face ABC sau, mă rog, trekking în general în Nepal după mai multe, în mai multe moduri. Poți faci solo, cum fac eu. Poți faci cu ghid, care teoretic e obligatoriu prin lege, dar nimeni nu respectă asta. Și poți să faci cu ghid și cu porter, adică cu cărăuși pentru bagaje. Am văzut foarte mulți oameni în vârstă care fac asta. Noi ăștia care suntem tineri chiar acum să facem fără, adică... Și primii trekkeri pe care îi văd la coborâre sunt doi băieți și o fată, au un ghid și mai au un cărăuș aici, am văzut, de asta mi-am să vă zic. Uitați cum e apa.
Mă simt ca la, nu știu cum se numea râul ăla unde mergeam noi și campam. Aveam noi o zonă și exact ceva de genul, era și campam undeva așa pe acolo. Deși băiatul ăsta cred că e porter, că am văzut că le cară toate bagajele. Și uitați, destul de în vârstă. Namaste! Namaste! Na, nu știu, oricât de mult aș vrea să ajut un localnic, pentru că e un ajutor să-l plătești să te ajute cu ceva, da? Să scare lucrurile, mă simt prost. Aș simți prost atâta timp cât eu pot să încar bagajul, să dau bani unui om 7 zile să încare bagajul. Bă, nu știu, mi se pare, nu știu, nu e de mine, nu e de mine. Pot să înțeleg în cazul în care, nu știu, vrei să faci neapărat trekking și ai probleme cu coloana, cu genunchii, cu whatever, pot fi diverse motive, dar în cazul în care poți, nu văd de ce ai face asta. Băi, doi, am continuat. Și continui! Și pentru ăștia din comentarii, vă rog eu, nu mai furați atât de mult de ăsta, știți ce zic? Welcome to Gandruk, dar din păcate e regiunea Gandruk, nu orașul pe care îl caut. Thank you so much. A oprit domnișoara asta care vrea să mă ajute, da. Ok, a trecut fata asta niște voi și era aici. Mă, și-am trecut prin balta asta, dacă vreți să credeți. Pe doi, doamne, doamne. Niște oameni super friendly. Mamă, dar am trecut pe niște de-astea groaznice. Groaznice. Fac eu random, o fată nepal. Random. Cât de random și cât de riscant e asta, că uitați-vă cum sunt drumurile. Și jos e prăpastie. Ma. Mă mănâncă? Mă mănâncă. I-am zis, nu, dar fata a coborât vreun kilometru să mă ia, că m-a văzut când a urcat. You can? Yeah. Okay. Ma. Ma. Cât de rândă sunt eu cu oamenii ăștia aici, uitați-vă. Și acum vine și fratele fetei care m-a luat pe mine. Uitați-vă cum e drumul, uitați cum fac. Nu știu dacă se vede. Deci drumurile sunt proabă un cavaspet. O să merg oricum, mai merg așa din respect cu ea un puțin. Dar very good. Mai merg cu ea din respect puțin, dar o să iau pe jos oricum, mai în față, că oricum la un moment dat nu mai poți cu scuterul, nu știu unde să oprească ei. Și noi bun. La vidomelul s-a produs, era să cădem. Go, go, go! A devenit foarte abrupt, a început să sară pietre din astea. Și azi numai fata mea, lasă că merg pe jos, mersi mult, dar am sărit de pe șa. Ea s-a urcat pe o piatră mare, a fugit piatra de sufrată. Doamne, și s-a dus în dreapta așa, s-a oprit perpendicular pe drum și am ținut-o cu mâinile. S-a press the brakes, press the brakes și am ținut-o cu mâinile pe socian. Ho! Fratisu, uitați-vă puțin. Fratisu, nu urcă scuterul nici doar cu el. Și ei sunt trei, soția lui și fata lui. A fost fan, nu știu, 2-3 km. Aia, n-am vrut să-i fur. N-am vrut să-i fur, că așa pără plăteam pentru Jeep. Dar mi se pare mai interesant dacă s-a oferit și s-a întors dintr-un să mă ia. Nu puteam să refuz. Uitați cât de frumos e. Și cât de sus sunt. Începe să devină foarte, foarte abrupt. Gata, și cu durere în suflet, a fost o relație foarte intensă. Intensă și scurtă. Asta e, mie așa îmi place. 15 secunde blană.
Și acum și prezent. Și acum nu știu dacă să poată urce. Adică poate să urce singura ea. Am zis că nu-i mai încurc, oricum eu vreau să merg. Deci am salvat vreo 2 km, poate chiar 3. Dar cum avem o grămadă de urcat. Și începe să fie foarte, foarte abrupt. Adică, nu știu dacă se vede, dar pe acolo trebuie să urc. Acolo sunt ei. Nu știu câte ore mai târziu. Ce credeți, băieți? We did it, Gandruk. Deci, după partea înclinată care m-a rupt, după a fost un pic cât de cât drept, dar șerpuit așa și era enervant că parcă ziceam, bă, mă, parcă vreau să iau rep așa, dar nu puteam pentru că era plin de orezării. Hai să vă arăt. Mamă, ce mă dor toate astea. Deci, cred că... Nu, pe aici am venit. Aici, mă rog, zic, vedeți că s-o rezări cam cum arată acolo și pe partea asta. Și cred că mai departe, Chomrong, cred că e acolo. Mișto. Și aici, nu știu unde stau, nu știu nimic. Hai să vedem. Cred că până aici mergeau și autobuzele, că văd parcare mai mare aici și jeepurile. Parcăria, street. Sunt efectiv topit, uitați-vă la... Uitați-vă la ăștia, mă, mor. Oh, I come with you in the morning. Nice to see you. So that way go up in the city, right? Thank you, sir. Uitați. Măgăruși. Ăsta e autobuzul cu care am venit eu, mă, până în... Până în Apul. Încă n-au plecat de aici, încă mai steabă să strângă oameni, deci... Eu cred că am făcut până aici... 3 ore jumate, nici nu știu la cât am plecat. Cui cam ora 2, cred, ceva de genul. Am plecat la 6 de la hotel, mă rog, taxiul până la autobuz, autobuz. Și acesta un Gandruk. Și cred că aici trebuie să fie... scări! Intrarea, că văd că sunt foarte multe homestay-uri din astea. Hai să luăm pe aici. Să vedem. Ce găsim? Basically 4 ore aproximativ de la 1070, parcă e în Apple, sau 1030, nu mai țin minte. Urcat, coborât, urcat. Acum sunt aproape la 2000. Și începe să noreze, sincer, să pară și un pic ar și ploua. Deci cred că am ajuns cumva on time. Merg pe aici să caut o cazare, nu știu cum să caut, unde să o caut. Uitați-mă cum, nu, ne trebuie bețe și ghiozdane de la Osprey. Uitați-mă ăștia cum care vă cară trolarele. După Salman Khan. Deci... Namaste! 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 M-am rupt scările astea. Mamă, deci... Tot satul ăsta e construit numai din... pietre, frate. M-am rupt. Știu că trebuie să uite, Blue Poppy Lodge and Restaurant. Nu mușca, nu vreau alte chestii. Îmi prea obosit. Te pup. Ce problema în momentul ăsta? Că... Să merg, cred că ești la Blue Poppy. Poppy! Am început să mă bată, dar și nu știu cum dracu, am purtat 2 luni. Dar probabil că am urcat și se freacă altfel, trebuie să-mi pun plasture. Și am uitat să mă dau cremă de soare. Nu cred că m-am ars. Dar gata, ultima dată. Asta pare... Pare prea hotel.
ziceți voi. Hotel alpin ăsta. Sunt rău de oboseală, mă băieți. Așa care toți ziceau că trebuia să-ți iei încălțări de trekking, trebuia să-ți iei, bă, nene, dacă pe mine au început să mă bată ăștia care pur de, nu i-am de mult, dar îi pur de vreo 2 luni, vei vă dați seama ce făceau ăștia încălțări noi? Mergi să-ți iei încălțări noi când te pregătești de înainte și le folosești o zi, două, trei, patru, să se lase după forma piciorului, să... Într-adevăr! Trebuia să am încălțări bune de acasă, eventual. Eu n-am plecat de acasă când o să fac asta. M-am decis să fac asta acum, aici. Așa îmi place mie să fac lucrurile, când vreau eu. Da? Delirez. N-am mâncat nimic, nu știu dacă să mănânc în batoane alea proteice la sine pentru mai sus, că cred că și e mult mai greu. Azi a fost greu, dar nu foarte, foarte greu. Adică asta e plin de praf, hainele sunt plin de praf, sufletul e plin de praf. Acum trebuie să căutăm o cazare ieftină, cu mâncare ok și cam atât. Vreau să vă zic că m-a rupt orașul ăsta, sat, nu mai oraș, sat e. Deci acolo e, uitați ce că nu văd, acolo jos e intrarea. Până aici teoretic puteam să vin și cu autobuzul, nu știu, dar e un teren de fotbal acolo am văzut. Nu știu dacă se recomand sau nu să veniți pe jos din Naiapul sau să veniți de aici, habar n-am. Mie mi-a prins bine, m-am gândit că e un fel de exercițiu înainte să înceapă greu. Dar e destul de obositor, adică, na, dacă vreți totuși să ajungeți sus, dar nu vreți să petreceți prea multe zile pe drum, puteți să veniți direct, nu știu. Și acum încă o cazare pe aici, da. Vreau să zic că am obosit, mi-ar rău plimbându-mă în satul ăsta. Traditional Gurung Costume and Jewelry. Gurung e o comunitate care trăiește aici în munții Nepalului. Ah. Doamne, ce frumos e. Mă, vine ploaia, nu știu cineva să mă răză. Am decis să intru aici să caut, să văd dacă au camere. Ia uite cum arată camerele. Sunt ce trebuie. Ia, hai să vedem cât costă. Cred că mai bine mă și mă culc acolo, fac pe impostorul. Mă prefac, nu știu, frate, nu. Eu stăteam aici. Ia să vedem aici baie, butelii. Și tu unde e recepția, frate, aici? Uf, e în altă parte. Nu știu, frate. Are și am bun muncă, mai multe pinca la da. Te dui să te legi, nu? Mă rog, la telefon, că nu. Am încercat să ciucă, dar... Nu, am să urcăm mai sus. Bă, și restaurant aici. Hi, enjoy your food. Good, just arrived. Dining hall. Nu știu că tu unde este. Hi, for rooms, where I ask? Where? It's kitchen here? Okay. Unde bucătărie? Hello. I'm interested in one room. One room? Yes. What price you have? No room, gentlemen. Chica. Chica. No room, the book. Da. Mă rog, nu știu să zic, pare pustiu aici, mai erau 2 oameni. Dar, mă rog, au chestia asta să... Dacă n-ai rezervat prin ceva, să nu poți să stai. Dar găsim să prea multe să nu se poate. Gata, finally, după 2-3 verificări de preț, am găsit o cameră cu view-ul ăsta. Mă scuzați, ăsta e, hai să vă arăt, vă fac acum room tour, asta e terasa comună de aici. Prețul inițial era de
de 1000. Ne-am zis că îi dau 700 și mănânc la restaurantul lor. De obicei cam așa se negociază aici. Deci, mă dați seama că cameră super basic. 2-4 single, o baie. Sper să am apă caldă. Mai mare baie decât camera, lol. Ah, da. Și sper să fie și ok Wi-Fi-ul. Asta este Satuku. Oh, sunt topit. Hai să vedem cum a decurs prima zi, să vedem pe hartă exact. Bun, deci ca o recapitulare, plecat astăzi din Pokhara cu autobuzul, drumul ăsta, asta până în Naipul aici. Apoi am luat-o la pas Biretanii, Kimrung aici, dacă vă ceți aminte, ne-am uitat pe hartă că era un traseu, dar nu l-am găsit. Apoi am continuat drumul ăsta. Și undeva pe aici, de aici până aici, nu știu, cam un kilometru, doi, poate trei, habar n-am, m-a ajutat fata aia cu scuterul. Apoi am urcat de aici, tot drumul ăsta, în zigzag așa, după printre orezării și am intrat în Gandruk. Deci în momentul de față ne aflăm aici și mâine dimineață trebuie să o luăm spre, stați așa să mă uit, Chomrong. Aici trebuie să ajungem mâine. Deci de la, ca altitudine, 1070 am avut în Naipul, Gandruk 1940 și Chomrong mâine 2170. Deci am mers super mult în altitudine astăzi. Mâine cred că, din ce văd eu așa pe geam, în partea aia trebuie să mergem aici, nu pot să vă arăt, în fine, pare că o să cobor și o să urc chiar. Traseul a fost așa, Pokhara, Naipul vreo o oră jumate, cred, sau o oră jumate cu autobuzul. Naipul, Gandruk, nu știu, 4 ore, pe acolo, 4 ore, că am oprit și să filmez, cred că să-mi fac și în 3 sau în 3 jumate. E destul de mers, tată, e de mers. Și acum apare, nu știu dacă ați văzut voi, astea albe sunt drumuri, ele se termină aici, deci din Gandruk nu mai există posibilitatea să mergi mai sus cu, să mai termini și cu scooter, cu mașini, cu nu știu ce, este doar pe picioarele tale. Așa arată acum Gandruk la ora, nu știu, 6 și ceva. Am dormit și vreo 2 ore. Sau nu știu dacă am dormit, am moțin, că am stat în pătire și am vrut să cobor să mănânc ceva. Se gătește acolo. Sunt pun și aici, uite, o sobă ceva. Nu cred că o pornește nimeni. Să vă arăt așa cum care sunt prețurile și apoi facem și un calcul cu cât ne-a costat ziua asta, probabil una dintre, stați să vă un pic mai sus, probabil una dintre, sau nu una dintre, cea mai ieftină zi, că cu cât urci, cu atât se vor scumpi mai mult. Diferența versus în oraș, Black Timidity, uite, de exemplu, îmi iau ginger tea de obicei, deci lemon ginger honey, e 150 și în oraș e cam cât să fie,
60, 80, cei de mentă, 80, ca idee, vă mai zic o dată, 100 înseamnă 3,45 lei. Taliset, care sunt dalbat, pui, dacă vreți, eu nu cred că o să-mi iau cu pui, nu știu, nu prea aș vrea să mănânc carne în excursia asta, nu prea e recomandat să mănânci carne în zona asta, o să povestim mai multe după. Ori veg fried noodles, da, cred că o să-mi iau un veg tali set. Aveam așa, autobuzul din Pokhara până în Naiapul, apoi am mers, n-am mâncat nimic, n-am oprit, n-am cumpărat absolut nimic din ce mi-aduc aminte, nimic pe drum. Am mâncat un baton de la proteic când am ajuns aici, pe care îl cumpărasem de acasă, deci nu să-l pun în calcul, că l-am pus la bugetul de dinainte. Cazarea, 700 de rupii și mâncarea în seara asta, 630 de rupii, ceaiul cu talii, deci în total avem 1530, având luat în vedere că am avut micul dejun inclus în Pokhara, deci de asta n-am mai mâncat, n-am mai pus micul dejun. De mâine o să crească că o să avem și micul dejun, poate și masa de prânz. Acum am păcălit-o din batonul ăla, dar de mâine că o să crească altitudinea, o să fie mai greu și nu o să mai putem. Deci 1530 de rupii, adică 52,5 lei, o zi extraordinară. Și pentru cei ce nu știu, asta este dalbat sau taliset. E ce o salată asta, nu-mi place și nu mănânc niciodată. Asta e o chestie cu o supă cremă de linte, cu, nu știu, năut, ceva de genul. Asta e cea mai bună chestie pe care am mâncat-o în Nepal. Cred, adică e, nu te plicsești de ea. Astea sunt ceva cartofi cu conopidă, roșii, whatever, orez. Și aici e un sos ăsta de roșii cu usturoi, ăsta e foarte picant și chili. Poți să faci refil de câte ori vrei la asta, 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 asta. De fapt și asta. Te duci la bucătărie și zici, mai vreau o dată, se poate face refil ca la All Inclusive sau nu știu, ca la Ultra All Inclusive sau care era. Adică gen, plătești doar o dată. Dar e singurul fel de mâncare la care se întâmplă asta în Nepal. Vreau să vă zic că e a treia oară. În primul rând e foarte bună și în al doilea rând că azi am mâncat doar micul dejun, am mâncat prânz și probabil de asta e foarte foame. Da, e treia oară când mi-am umplut asta, deci gândiți-vă cât orez am mâncat, dacă uitați cât am acum și am mâncat de trei ori. Atât. Adică, mă rog, asta e a treia. Și asta la fel și asta la fel. Da, i-am zis să nu mai dea picant, că dacă am picat farfurile mănânc și oricum am vede la buze că m-am rupt deja. Sper că v-a plăcut vlogul ăsta, probabil a fost cam scurt, dar ăsta e intro, deci nu uitați să dați un like, subscribe și toate cele. Orice contribuție mă ajută, știți asta, aveți în descriere multe detalii. Dacă vreți să vă luați membru, tot la fel aveți pe aici, pe undeva, aia cu alătură-te. Așa, ce vreau să mai zic. Asta a fost, cred că, greu. Începe de mâine. Vă pup, vă iubesc.